Caz șocant în capitală, o tânără ar fi născut acasă un bebeluș mort pe care l-a pus în congelator. Pentru că s-a simțit rău după naștere, femeia de 20 de ani a apelat la doctorii dintr-un spital, care, la rândul lor, au alertat poliția. Potrivit oamenilor legii, tânăra era fără bebeluș, fapt ce le-a trezit suspiciuni medicilor. Ea le-a spus că fătul s-a născut mort. Grupul operativ s-a deplasat la locul de trai al tinerei și a stabilit că duminică seara aceasta a născut un copil în condiții casnice de una singură, fără ajutorul cuiva. Femeia a declarat că la naștere copilul nu prezenta semne de viață și a decis să-l pună în congelator pentru ca ulterior să-l înmormânteze. În urma examinării la fața locului, medicul legist nu a depistat semne de moarte violentă pe corpul copilului, acesta fiind îndreptat la Centrul de Medicină Legală pentru efectuarea expertizei și stabilirea exactă a cauzei și momentului decesului. Totodată, oamenii legii au stabilit că tânăra nu este originară din Chișinău și a încercat să ascundă sarcina, iar cu puțin timp înainte de naștere, aceasta a închiriat un apartament în capitală. Pe caz a fost inițiat un proces penal în cadrul căruia urmează a fi efectuate acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Imagini greu de privit și cu un puternic impact emoțional vin de la Nisporeni. O tânără a fost snopită în bătaie de altele două. Imaginile au apărut pe rețelele sociale. Oamenii legii au reușit să dea și de urmele agresoarelor. Potrivit poliției, incidentul a avut loc pe 8 ianuarie în raionul Nisporeni. Victima are 17 ani, iar agresoarele sunt de 13 și 14 ani. În video se aude cum victima solicită ajutor și roagă să fie chemată o ambulanță, însă cele din urmă continuă să o bată. Știu că eu așa vară, vă rog frumos, să-l pare, fâncăr să-l pare. Nu se știe deocamdată de la ce a pornit conflictul, dar și în ce stare este victima. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal în cadrul căruia urmează a fi stabilite toate circumstanțele cazului. Tânărul actor Ștefan Băuroșu s-ar fi sinucis. Este versiunea preliminară a anchetatorilor care investighează cazul. Oamenii legii susțin că la fața locului nu au fost depistate urme de pătrundere în locuință și nici amprente străine. Poliția spune că ambele uși erau încuiate din interior. Cheia se afla în ială, iar geamurile la fel erau închise. Pentru a pătrunde în locuință, salvatorii au deblocat ușile în prezența tatălui victimei. Medicul legist care a examinat cadavrul nu a găsit urme de moarte violentă. Oamenii legii au audiat și medicul curant al bărbatului, care a confirmat că în ultima vreme actorul suferea de depresie. Ștefan Băuroșu a fost găsit duminică fără suflare în locuința pe care o închiria în centrul Chișinăului. Acesta avea mâinile legate la spate. Le ofereau subvenții și ajutoare agricultorilor, dar le cereau înapoi 10% din sumă. De asta sunt suspectați mai mulți angajați de la Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură. Ofițerii CNA au efectuat zeci de percheziții la sediile AIPA din țară. Potrivit Procuraturii Anticorupție, până acum au fost inițiate 26 de cauze penale pentru abuz de putere, corupere pasivă și activă, trafic de influență și spălare de bani. 6 persoane au fost reținute, alte 6 sunt cercetate în libertate, iar 24 urmează să fie audiate în calitate de bănuiți. Oamenii legii au ridicat și sume importante de bani în valoare totală de aproape 600.000 de lei. Potrivit datelor oferite de CNA, la o singură filială, AIPA, a fost calculat un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei. Asta în timp ce suma gestionată din anul 2022 de oficiul AIPA din Bălți, de exemplu, a fost în valoare de 133 de milioane de lei. Procurorii urmează să investigheze și alte circumstanțe prin care plățile ajungeau în conturile funcționarilor. Clipe de groază pentru un bărbat din Ialoveni acuzat că a furat o vacă. Acesta a fost răpit de doi consăteni și torturat cu cruzime. Indivizii l-au amenințat și cu moarte, astfel că într-un final bărbatul a fost nevoit să declare că el a comis furtul.
Potrivit Procuraturii Generale, pentru a-și constrânge victima să le plătească prejudiciul presupusului furt, cei doi suspecți au recurs la mai multe acte pline de teribilism. Ei l-au bătut cu rângi metalice, după care l-au dus la marginea satului și au încercat să-l stranguleze. Bărbatul a fost amenințat și cu o armă. În final, acesta n-a mai rezistat chinurilor și a spus că el a furat animalul, dându-le agresorilor aproape 11.000 de lei. Cei doi suspecți au 37 și 38 de ani. Aceștia au fost reținuți și cercetați penal pentru răpire, vătămarea intenționată, amenințare cu omor și șantaj. Amenzile mari și faptul că ar putea rămâne fără permis nu-i descurajează pe șoferi să urce băuți la volan. Numai în ultimele zile, poliția a ochit 83 de conducători auto în stare de ebrietate. Și de parcă căruța nu ar fi mijloc de transport, 8 dintre cei turmentați erau căruțași. Un bărbat de 44 de ani a fost oprit în satul Prodenești-Florești. Acesta conducea cai cu o concentrație de alcool în aerul expirat de 1,67 de miligrame per litru, adică de 11 ori mai mult decât norma admisibilă. Un alt căruțaș a fost depistat în satul Șeptelici din raionul Soroca. Bărbatul de 28 de ani avea o alcoolemie de 1,42 de miligrame per litru vapor de alcool în aerul expirat. Cu alte cuvinte, o concentrație de 9 ori mai mare decât maximum admis. Iar un conducător de hipomobil din raionul Râșcani, în vârstă de 37 de ani, avea 1,33 de miligrame per litru de alcool în aerul expirat. Poliția anunță că toți s-au ales cu amenzi usturătoare. S-au încumetat să fură o mașină, iar acum riscă ani grei de pușcărie. Doi tineri de 19 ani și 17 ani, originari din Cimișlia, sunt cercetați penal pentru răpirea unui automobil de marca Lada, din curtea unui bloc din sectorul botanic al capitalei. Aceștia au stricat lacătul portierii, au pătruns în mașină, au pus-o în funcțiune și au plecat cu ea într-o direcție necunoscută. Ulterior, automobilul a fost găsit abandonat pe o stradă din același sector. Imagini cu mașina și cei doi au fost descoperite pe camerele de supraveghere. Prejudiciul cauzat victimei a fost estimat la 14.000 de lei. Tinerii sunt cercetați penal în stare de libertate, iar pentru fapta comisă ei riscă închisoare de la 3 la 5 ani.